Școala de gladiatori se numea Ludus, deci Ludus Nemni. Alături de fermătorul de Sindar, în această prezentare, sunt membrii familiei lui Caius Memnius Primus, sunt domina și fica patronului, Lidia Memnia și Memnia Prima. Soția și fica primea numele după numele soțului. Deci le aveți îmbrăcate în costume de femei romane, de matroane, de personaje bogate, cu bijuterii, cu o rochie lungă, stola, cu pala, un fel de togă de-a femeilor. Le vedeți pe amândouă, ele fac parte din familia patronului școlii de gladiatori. Să le mulțumim, să le aplaudăm. Lidia Memnia și Memnia Prima. O să vă spun două vorbe și despre mine, pentru că toți suntem la familia Memnia. Eu sunt patronul, Caius Memnius Primus. Ca și personaj sunt negustor avut de ceramică și alte produse de acest gen, de oale, lăpi, tot felul de vasă de ceramică, care datorită comerțului în coritor am reușit să strâng suficient bani ca să înființez o școală de gladiatori. Eu sunt patronul, sunt cel care cumpără și vinde sclavi care vor deveni gladiatori într-o zi și aveți aici în față pe gladiatori. O avem pe Mira, care este o negustoreasă sarmată, cea care se ocupă în cadrul familiei Venius cu comerțul de sticlă și cu producerea de sticlă. Ea chiar produce în realitate astfel de piese de bijuterie de sticlă. Deci avem pe Mira, negustoreasă sarmată, echipată într-un costum sarmat cu o îmbrăcăminte specifică, acea rochie pe care o vedeți foarte brodată, foarte îmbrăcată, cu tot felul de decorații, lucrată manual și cu o haină lungă, tot din lână, foarte, foarte elegantă. Vedeți cum erau îmbrăcate negustoresele sarmate acum 2000 de ani. Să-i mulțumim, Mira! Aici, lângă mine, în spatele meu, este Pink Crix, deja cred că o știți, a fost prezentă la mai multe manifestări. Este sclava de casă, cea care este foarte pricepută în ale artelor, ale picturii, de aceea am spus și Pink Crix, cea care pictează, care se ocupă de partea artistică în ceea ce privește casele. Decorarea interioară, decorarea armelor și scuturilor și toate echipamentele care le avem. Pictrix, sclava de casă, o vedeți aici, are grijă de mine să nu mă bată soarele. Este cea care are grijă de familia lui Demius. Și avem, v-am spus, gladiatorii erau îngrijiți spiritual și fizic de către un preot și un medic în ziua de astăzi. Îl avem pe Eurebos, medicus, un personaj de origine dacă, este de fapt un călugă războinic, dac. Să vă imaginați că astfel de călugări erau și soldați și în același timp erau și medicii, cei care îngrijeau răniții pe câmpul de luptă sau după bătălii. L-am descoperit la Alburnus Maior, în munți, când trata minerii și l-am rugat să vină să aibă grijă de gladiatorii școlii. L-am rugat, a acceptat, nu a vrut în schimb să ne spună care este numele lui adevărat, numele lui de călugă războinic dac. L-a păstrat ca un secret o grămadă de ani și i-am spus Eurepos. Eurepos după numele unui doctor care mi-a salvat mie viața în tinerețe, un medic grec. Este dac, la origine îmbrăcat în costum de dac, îl vedeți cu pelerină, cu pantalon, cămașa lungă, și are o sica, bundalul curt, pe care știți, caracteristic pentru luptătorii daci. Deci, Eurepos, în fața dumneavoastră, să-l aplaudăm. O să mai vedem astăzi îngrijind gladiatorii răniți. Și avem pe Caron, care se ocupă și de partea de spirituală, să zic, a gladiatorilor, fiind și preot, dar în același timp are rolul cel mai important aici în arena. Este zeul Caron, cel care dădea lovitura finală, cel care din motive de milă
îi ajuta pe gladiator să treacă lumea de dincolo. Vedeți ce armă poartă, acel ciocan era destinat să dea lovitura în cap sau în coșul pieptului, să-i zdrobească oasele și să-l ucidă pe acel gladiator care avea ghinionul să fie rănit grav și să nu mai poată fi vindecat. Deci aveți pe Caron cu masca lui specifică pe care îl îndrăgesc atâta de mult copiii, l-ați văzut și el la paradă, Caron. Să-l aplaudăm! Și avem pe câțiva din gladiatorii școlii lui Memmius astăzi. O să-i prezint pe fiecare în parte în momentul în care o să avem luptele. Sunt gladiatorii școlii și acum eu să vă salute și vom continua cu programul după cum urmează. Vedeți că, doctore, acum e foarte atent la ce se întâmplă. Îi corectează, îi verifică, la fel ca Prostafon. La orice așa. Aia nu-i stabilă! Dacă nu-i place ceva, îi pedepsea. Gladiatorii puteau să se supere cât voiau, până la urmă trebuiau să fie să asculte de doctore, pentru că el era cel mai bun și chiar într-o lupte putea învinge pe fiecare. A doua! Era profesorul lor. Timp! Numărătoarea mea! 1! 2! 3! 4! Sunetele-s cam boi, așa? Bătări! 20! 20! Era un lucru obișnuit, îți fac încălzire. Bine! Ajunge! Nu-s 20. Doctorul pedepsește, poate să facă ce vrea. 4 pași în spate! Dacă este scopul luptei și pentru binele luptei în arena, nu mă avea ce să intervine. A doua! 4 timp pe numărătoarea mea, corect de data asta! 1! 2! 3! 4! Împusătura! Spate, numărătoare cap, apără la cap, pun și împunge! Prea lungă, prea lungă! Aia vine! Carbo, arată-i restul! Oi, 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 oi! Deci era pus un gladiator mai mult mai avansat ca să arate celui care învăța și începea să depindă de sătul ăla. Exterior! Față! După cum spune doctore, gladiatorii erau veniți cu, în special, cu teș, cu o fructă uscată, cu o... Până jos! O văz, erau și grupe pe seama lor în activitate, pe seama gladiatorilor se puneau mâncădorii de o văz, le-au făcut să fie puțină cea mai cu foc, ca atunci când erau răniți, să nu fie răniți grav în cesuturi, în mușchi și să fie tăiată la partea de grăsime, dacă se poate, ca să, tocmai ca să poată lucra mai departe. Gladiatorii erau așa mai plinuți, mai masivi. Ce trebuie să-mi mai încolo? Că-ți vă por bagajul și zic. Că sunt două și ești, nu pot. Pe perechi, patru atacuri într-o direcție. Cel din partea mea dreaptă se va apăra, cel din partea mea stângă va ataca. Eu voi da jocul de nou recrut. După cum vă spune doctorul, vă face lupte de antrenament pe perechi. Vor ataca în 4 pași într-o parte, 4 în cealaltă, îi urmărim. Bun, acum! Bun. Aceste antrenamente le făceau zilnic. Ce vă arătăm aici sunt puțin din ceea ce făceau gladiatorii într-o zi de luptă. Gero o să meargă la cort și o să se aranjeze. Este foarte mare, nu-l prinde echipamentele,
este atât de puternic încât rezistă foarte greu fiecare echipamentul care îl facem. Sperăm ca până la anul viitor să facem ceva special, foarte mare, foarte rezistent, deși mă îndoiesc că o să reziste ceva la acel. Bravo! Partea dreaptă! Aplaudați dacă vă plac, strigați dacă vă plac, pentru că presionați. O să fie luptele și mai puternice, o să fie mai spectaculos, deci manifestați-vă că ne-am întâlnit la spectacol, faceți spectacol și le arătați și lor că ne plac. Vine de la Cugio Iugule! Erau luptători ușori, puteau să se alerge, se provocatori. Erau nimic altfel pentru că într-o luptă erau cei care puteau să lupte, să merge, să se provoace pe celălalt. Bravo, bun! Vedeți că și-au pierdut Ungarnișul, dar scutul putea fi folosit la fel de bine în apărare cât și ca armă. Deci Torvatus poate să alerge să încerce să-și ia Ungarnișul. Capul nu-l lasă. Orice moment era folosit ca să-l învingă pe adversar. El putea să câștige în arena. Este tăiat la picior Torvatus. Capul reușește lovituri. Încearcă fiecare să se rănească la spate, Torvatus este rănit deja la picior. Eurepos intră prin arena. Medicus vine, intră în arena, îl îngrijește, pune câteva ierburi pe rană să nu se infecteze. Carbo e fericit că prima parte a luptei și-a dovedit superioritatea, speră să fie la fel și la final. Încurajați-i! Deci protecțiile merg jos. Îi vedeți la față cum sunt. Medicus Eurepos îl îngrijește. Aveau alichii și ierburi, foloseau grăsimi de animale, pe post de alifie, cu tot felul de ierburi, foloseau tot felul de ingrediente pisate din animale, uscate la soare sau nu, minerale sau ceva, ca să pregătească pe gladiator de luptă să fie apta, să continue. Torvatus este avânt, capul este rănit, a reușit o lovitură pe sub scut. Torvatus, vedeți că e supărat că a fost rănit și capul nu mai poate continua. De această dată, sorții s-au întors, Torvatus rămâne doctore, el rămâne până acum nu a fost învins. Și o lovitură direct în cap, reală de data aceasta. Acum este finalul luptei în care gladiatorilor li se strigau iugula, deci erau două semnale. Iugula, adică să fie ucis, sau mito, să fie eliberat. Iugula! Deci haideți să vă aud. Iugula sau mito? Iugula se aude mai tare din partea aceea, sunt mai activi ca și public, deci astăzi Carbo nu o să aibă succes, o să fie ucis, cere îndurare, vedeți că cere îndurare cu două degete, dar ați decis, Iugula, Iugula să fie! Teoretic așa era ucis și se tăia antena jugulară, sau Gladiusul era înfipt în gât. Cu ultimele presăriri, Carbo Carun! Este rănit mortal și Carun trebuie să-i dea lovitura finală, așa de curgea o luptă în care gladiatorul ghinionist era rănit mortal,
sau îi plăcea publicului și îi se dădea mântitul de iubire. Caron îl lovea cu ciocanul, lovea în cap, sper că nu-i dai cap, pe duci Caron astăzi, dar avem nevoie de calbo și la următoarele lupte. Dacă vă gândiți că îi drogea cutia graniană sau cutia coroană. Așa se termina o luptă în care gladiatorii, unul dintre gladiatori, nu reușea să fie pe placul publicului. Carbo, Angela Constucis, Porfatus, Medicus, Andy, în lupta de astăzi.